dacă nu aveți pâine aici în borcan. Și mergeți la ultimul cazan și gustați și fasolea. Poftiți. E gata zacuscă. E gata zacuscă, ai pus să punem în borcan. Cum să nu fie gata? Am venit foarte de dimineață. Noi fierbem de la 5 pe zacuscă. N-are nimic. Da. 18 lei. Nu. Așa este. Așa este. Facem o serie de evenimente pentru toamnă. Cum îți spune și dumneavoastră că a început toamna și trebuie să fie simțită nu doar cu vreme de afară, dar și în cămarile oamenilor. Și ce facem noi acum este una dintre primele evenimente din toamna aceasta și festivalul Zacuștii. Știu că este foarte iubit de oameni și am hotărât să facem și live zacuscă, dar să și dăm să deguste oamenii, măcar când își cumpără un borcan, să știe, să cumpere pe gustate, să știe măcar ce a cumpărat. Și asta facem noi acum. Avem 14 feluri de zacuscă, de rețete diferite, făcute cu produse de aici, din cadrul evenimentelor, de producătorii locali și se cumpără pe gustate. Vreo 30 de producători, aproximativ. Nu i-am numărat, nu am avut timp să mă ocup, dar în jur de 30 sunt astăzi. Iar despre prețuri, puteți să ne spuneți ceva? Sunt foarte mari, foarte mici? Prețurile nu pot să le discut eu, pentru că fiecare producător își face prețurile după aceea, își evaluează munca diferită. Asta nu știu exact să vă spun, dar probabil dacă discutați cu ei o să vă explice mai mult despre prețurile care le cer pentru munca lor.